Purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române Vasile Bănescu a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus chiar înainte să își facă doza de rapel. Cu toate acestea, oficialul Bor anunță că a avut simptome ușoare și pune acest lucru pe seama faptului că și-a administrat prima doză de vaccin. Vasile Bănescu a explicat că cel mai probabil a luat COVID de la un coleg. Cu ajutorul lui Dumnezeu sunt foarte bine. Din fericire apucasem să fac prima doză de vaccin, dar m-am contaminat miercurea trecută de la un coleg, chiar cu o zi înainte de rapel. M-am pozitivat ulterior, dar în acest context am făcut o formă foarte ușoară. La gradul meu de oboseală și stres ar fi putut fi altfel dacă nu aș fi fost vaccinat. Să fim cu toții ocrotiți alături de cei dragi. Speranța pusă în Dumnezeu ne va ajuta mereu, a spus oficialul Bisericii Române. Vestea că Vasile Bonescu s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2 vine în contextul în care Biserica Ortodoxă Română a fost lovită din plin de pandemia de COVID-19. Virusul a ajuns chiar și în cercurile înalte ale bor. Anul trecut, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, în Alprea Sfinția Sapimen, a murit la Matei Balș după ce a suferit de pe urma unei infectări cu COVID. Recent, premierul Florin Câțu a cerut sprijinul bisericii pentru a se implica activ în campania de vaccinare, mai ales în mediul rural.